Pandemia de coronavirus nu a afectat prea mult sectorul de taxe și impozite locale. Potrivit ultimului bilanț al Direcției Economice Slatina, rata de colectare a ajuns la 90%, cu aproape 11% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Până la această dată, încasările au depășit pragul de 90%, încasări provenite din principalele categorii de impozitare, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și mijloace de transport. Peste 25.000 de contribuabili persoane fizice s-au prezentat la ghișeile Direcției Economice pentru a-și achita obligațiile fiscale, din care peste 22.000 au beneficiat de bonificația acordată de Primăria Slatina de la începutul anului de 10%. În cazul persoanelor juridice, peste 1.700 de firme și-au achitat aceste obligații, dintre care peste 600 au beneficiat de reducerea acordată de municipiu. Compartimentul de executare silită a emis un număr de 5.420 de somații și titluri executorii pentru persoanele care au omis achitarea impozitelor sau obligațiilor provenite din procesele verbale contravenție. Astfel, cei executați siliți au avut poprire pe veniturile dumnealor sau sechestru pe bunurile urmăribile până la achitarea acestor obligații. Îmbucurător este și faptul că slătinenii s-au adaptat rapid la noile condiții și au început să se împace cu tehnologia. Numărul celor care au ales să-și achite taxele și impozitele prin intermediul mijloacelor de plată la distanță a crescut cu peste 60% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe platforma digitală ghișeu.ro am constatat o creștere cu 60% a celor care au achitat prin intermediul acestei aplicații, unde peste 900 de persoane au hotărât să-și achite obligațiile fiscale online față de numărul de an trecut. Chiar dacă termenul limită de plată a taxelor și impozitelor a expirat, slătinenii pot veni în continuare la sediul Direcției Economice Slatina pentru a-și achita dările.